Turiștii cu sejururi programate în Grecia au fost anunțați vineri că nu mai pot pleca în vacanță. Tur operatorul Elen, de la care au fost cumpărate pachetele, și-a suspendat activitatea până pe 27 iunie. Unii au primit vestea cu o zi înainte de plecare. Cu o zi înainte am fost informat că vacanța noastră a fost suspendată, s-a verificat la hotel, data de 17. Rezervarea era încă activă, neachitată, și vineri, data de 18, s-a și anulat, pentru că nu a fost achitată cu 24 de ore de cipriatorul turii. Vacanța eu am achitat. Dar cu 30 de zile înainte de a începe călătoria, am fost obligată să-mi achit integral pachetul de servicii. În această situație sunt familii din toată țara care trebuiau să plece până pe 27 iunie. Multe dintre vacanțe erau în insula Creta. Momentan, agenția îmi spune că mă va ține la curent cu tot ceea ce va primi de la tur operator. În afară de informarea că vor avea activitatea suspendată până în data de 27, altceva nu am primit. Compania din România este o entitate juridică distinctă față de cea din Grecia, deși folosesc același nume. Oferă consultanță și asistență pentru turiștii români care aleg tur operatorul Elen pentru destinații cum ar fi Corfu, Halkidiki sau insula Creta. Decizia de a suspenda activitatea aparține grecilor, însă nu se știe dacă vor returna banii turiștilor care nu mai pot pleca. Firma aflată în legătură cu compania din Grecia are sediul în Cluj-Napoca. Am încercat să obținem un punct de vedere oficial, însă fără succes. Nici turiștii nu au vreun răspuns oficial, astfel că mulți au început deja să-și caute alte vacanțe. Ministerul Turismului le recomandă românilor care au cumpărat pachete administrate de compania grecească în perioada 17-27 iunie să verifice dacă sunt disponibile locurile pe care le-au plătit înainte de a porni la drum. La nivelul ministerului s-a instituit un grup de lucru pentru evaluarea și deblocarea situației. Dacă nu vor primi clarificări în zilele următoare, mulți turiști vor încerca să-și recupereze banii în instanță.